Ne naștem cu dorința să fim fericiți. Toți oamenii vor familii fericite, însă fericirea nu este niciodată o întâmplare. Este rezultatul unui anumit stil de viață. Cea mai mare și cea mai importantă poruncă pentru soți, de pildă, dacă vorbim de contextul familiei, este: bărbaților, iubiți-vă nevestele. În timp ce cea mai mare și cea mai importantă poruncă pentru soții este: supuneți-vă soților voștri. În mod practic, soții și soțiile au dificultăți să împlinească cu succes aceste două porunci. Legea împlinirii nevoilor este una dintre legile care aduc fericirea. Dumnezeu îi poruncește soțului să-și iubească soția, pentru că cea mai mare nevoie a unei femei este să fie iubită. Această nevoie a soției vine din frica ei inconștientă că nu merită să fie iubită. Dumnezeu îi poruncește soției să-și respecte soțul, pentru că cea mai mare nevoie a bărbatului este să fie respectat. Această nevoie a bărbatului vine din frica lui inconștientă că nu iubește bine. Legea ciclului egoismului este o a doua lege care concură la fericirea omului, în mod deosebit în contextul familiei. Când soțul acționează fără dragoste, soția reacționează fără respect și invers, manifestând în felul acesta legea semănatului și seceratului de care vorbește Biblia. În felul acesta ia naștere un ciclu al egoismului și fiecare greșește în timp ce crede că fiecare are dreptate. Pentru a-și determina soțul să o iubească, soția recurge la nemulțumiri și reproșuri, însă el se simte nerespectat. Pentru a-și determina soția să fie mai respectoasă, el o tratează într-o manieră lipsită de dragoste, însă ea se simte neiubită. Ce face fiecare dintre cei doi soți este exact opusul la ceea ce fiecare se așteaptă de la celălalt. Legea codului este a treia lege. Pentru a înțelege legătura profundă dintre dragoste și respect, trebuie mai întâi să devenim conștienți că bărbații și femeile comunică într-un cod diferit, pe canale diferite. Fiecare comunică într-un cod specific, diferit de al celuilalt, soluția fiind comunicarea, conectarea, sincronizarea și unitatea comunicării. Simplul fapt că soțul nu se simte respectat nu înseamnă că soția nu-l respectă. Sau simplu fapt că soția nu se simte iubită nu înseamnă că soțul nu o iubește. Deseori și soțul și soția se concentrează mai mult și mai întâi asupra propriilor nevoi, scăpând din vedere prioritatea împlinirii nevoilor tovarășului de viață. Deci când soția are nevoie de dragoste și reclamă nevoia aceasta, ea nu intenționează să devină nerespectoasă și nici soțul care are nevoie de respect nu intenționează să devină neiubitor. Ori de câte ori unul dintre soți se concentrează pe împlinirea nevoii personale, riscă să se comporte într-un fel în care îl determină pe partener să se simtă nerespectat sau neiubită. Legea priorității. Criticile soției sunt bine intenționate, însă soțul nu aude decât lipsa ei de respect, gândind în felul următor: nu merită să mi se vorbească așa. Toată lumea mă respectă în afară de soția mea. Mereu ai chef de ceartă. Nu-mi doresc decât să taci din gură. Acțiunea soțului de a ieși afară din cameră când îi se umple paharul răbdării pentru a aplana conflictul care este gata să izbucnească este interpretat de soție ca o lipsă de iubire și gândește în felul următor: uite-te la el, nu mă iubește, nu-l interesează de mine, mă lasă supărată și pleacă. Soția așteaptă să fie iubită pentru a-și putea respecta soțul, soțul așteaptă să fie respectat pentru a-și putea iubi soția. Cine începe primul, rupând ciclul egoismului? Cel care este mai matur. Atunci când soția simte că nu este iubită, nu trebuie să se poarte cu soțul într-un mod nerespectos. Atunci când soțul nu se simte nerespectat, nu trebuie să se poarte cu soția lui într-un mod neiubitor. Respectul pentru soț este la fel de important precum iubirea pentru soție. Ei fiind creați diferiți de Dumnezeu tocmai pentru a se completa, pentru a forma un întreg. Marele risc în familie este competiția, marea responsabilitate este completarea. Legea ciclului altruismului. Când soțul acționează cu dragoste, soția reacționează cu respect. Când soția acționează cu respect, soțul reacționează cu dragoste. În felul acesta ia naștere un ciclu al altruismului și fiecare este ajutat de partener să-și facă partea lui în întregul căsătoriei. Cine începe? Cel care este mai matur. Dacă apreciați aceste învățături, crezând că sunt necesare pentru viața dumneavoastră, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc!